Salut, am venit la stațiunea de schi undeva la munte. Vremea nu a fost rece anul ăsta deloc. Am crezut că o să închidă anumite stațiuni din astea montane, tocmai datorită faptului că nu e destulă zăpadă. Vremea este călduță și am gândit că, neavând zăpadă potrivită pentru sezon, pentru schi, nu o să aibă clienți. Dar uite că aici, undeva în munți, zăpada nu e chiar așa de lipicioasă cum credeam eu, dar nici nu este pudră cum preferă schiorii. Astea sunt mașinăriile care sunt folosite noaptea pentru grooming, pentru amenajarea pârtiilor de schi. După cum vezi, au niște, cum să le spun eu, niște tălpi moi din plastic pe care le folosesc ca să aranjeze suprafața zăpezii pentru a doua zi, când vin schiorii, să aibă zăpadă proaspăt netezită. După cum vezi, au șinile foarte late. În anumite locuri, de fapt, se folosesc de cabluri. Deci ei urcă muntele și se agață cu un cablu, e un cablu special pe care îl folosesc, și vin la vale încet, încet, ținându-se de cablu. Deci, în caz că n-ai văzut niciodată asemenea echipament, controlat hidraulic, bineînțeles, pompele astea ridică, aranjează unghiul de înclinare a acestor tălpi sau, nu știu cum se numesc, scula asta din față, pe care de fapt o trag în spate, în fața mea, dar asta merge în spatele utilajului, și acolo în față este lama care e folosită pentru alți scopi, pentru nivelarea din builder sau diverselor suprafețe. După cum vezi, asta are alte atașamente aici. Abar n-am dacă e folosit pentru hârtiile de schi nordic, dar diverse atașamente sunt folosite pentru diverse scopuri. O mare stație radio instalată înăuntru pentru comunicare cu baza. Deci astea sunt activități de noapte. După ce închide resortul, încep oamenii să meargă la lucru. După cum vezi, ăștia e un grader care are lanțuri speciale care intră în zăpadă. Asta este pentru curățat drumul. E un drum care conectează autostrada cu resortul ăsta și sezonul ăsta nu a fost foarte activ. Spun, nu a fost foarte multă zăpadă în zona asta. Ceea ce mi-a dat de gândit că încet, încet, în câțiva ani, o să cam închidă asemenea resorturi care sunt aproape de orașul ăsta unde locuiesc, aproape de Vancouver. Dar se pare că ăsta încă mai are trafic, mai are clienți, vine lumea aici. Nu văd o recesiune, să-i spun așa. Adică nu văd că este mai puțin activitate. Văd una care merge, își plimbă câinile și are mască pe bot, ceea ce este o ciudățenie. Și asta îmi spune că, uite, asta se distrează, e angajat pe care sunt unii care sunt cu salvamontul, alții sunt pur și simplu angajați care au grijă de clienți. Fetele încă și-o dat aia masca jos de pe bot. Ce ciudat! Oare de ce și-o dat? Poate vrea să respire. A, nu, știu de ce. O vrut ca să lingă deștile, ca să aranjeze o pungă. Căcat. Și asta zic, acum merg pe aici și sunt oameni care pur și simplu se plimbă, alții au venit la schi. Asta este zona unde mai parchează lumea și mai stă
la un grătărel, la... mai iese cu câinele, deci mulți vin aici ca să-și, ca să-și plimbe cățelul. Și eu îmi plimb degetele, picioarele mele. Și aici este pârtia pentru începători. Aici am învățat eu să schiez. Este prima dată când, de fapt a doua oară în viață, cred că prima dată când am încercat în copilărie și mi-a zburat o schiură din picior, cu tot cu mocasin. Mi-a zburat cealaltă, o lunecat la vale, în pădure. Că folosisem curele de porc de la fabrica de cherestea. Avea tata meu câteva curele de-astea de porc care se foloseau în, în industria aia. Și norocul meu că nu mi-a rupt picioarele. Nu știu cum de am rămas cu genunchi întregi la vremea aia. Dar după cum vezi, aici e un delușor foarte puțin înclinat, foarte puțin abrupt. Liniștea e aproape totală. E un generator care merge, care alimentează stațiunea asta mică. Și cam atât. Alimentează pentru necesarul de tensiune, pentru motoarele astea care, după cum vezi, trag schiorii. Sunt cabluri care, de care se țin schiorii. Mai jos sunt cabluri mai, mai înalte. Și asta, aia a fost prima dată când am mers pe schi și am zis că o să merg să schiez când o să fiu mare. Am avut câteva vise pe care nu le-am putut duce la îndeplinire când, când am fost copil și mi-am zis așa mie în cap, am zis când o să fiu mare am să schiez, când am să fiu mare am să zbor. Am mai zis eu câteva chestii, la fel am zis că când o să fiu mare o să tratez oameni. Am vrut să fiu doctor, dar n-am reușit. Ia, și am venit aici, că am ajuns mare, am crescut. Și am ajuns în altă țară, într-o țară unde pot să îmi văd visele împlinite. Și nimica nu-i rău în asta. Uite, ăla și învață copilul să schieze. Am făcut și eu așa cu fiica mea. Da. Și am venit aici și am învățat singur. După aia am mai mers cu un prieten care mi-a arătat cum se fac curba. Era un munte mai, mai complicat, mai abrupt în altă parte. Și am învățat de la la câteva șmecherii, că eu învățasem rău, învățasem greșit de unul singur câteva chestii. Și apoi iar am venit aici, am mai exersat de unul singur cu de ale mele. Iată. Schidul. Fiul meu s-a mutat într-un loc în zona Arcticului, Oceanul Arctic, și ieri eu condus, sau alaltăieri, ieri sau alaltăieri, eu condus cu mașina pe o șosea de gheață. Și mi-a trimis poze de pe șosea. Și de fapt e gheață-gheață, adică mi-a arătat poze fără zăpadă pe gheață, e efectiv gheață. Și merg mașinile și zic, băi, dar cât de tare mergi, adică 30 de kilometri pe oră, 40, 50? Și da, sunt unii care merg la 120. Zice, eu am mers numai la 70. Și zic, cum adică, nu-ți pierzi controlul? Zice, nu, că gheața aia nu e chiar gheață așa de lunecos, dar... Ia, dacă, zice, am încercat să văd cum se oprește mașina și ia, luneș, dar nu-i chiar așa de rău. Zic, ok, ceva interesant. Adică eu am mers pe gheață, dar nu să merg la 70 la oră. Și...
A fost o interesantă experiență să aflu de la fiul meu cum e acolo. Și cam atât vreau să-ți arăt aici. Eu mai încolo o să mut mașina în așteptarea frigului. Eu am venit aici să îngheț niște apă, să fac niște experimente cu microscopul și o să mai stau un pic pe aici. Mașina e aici sus pe deal. După aia mut mașina ca să nu rămân blocat în spatele porții, că ăștia închid la 5. Și după aia o să-mi pun mașina undeva mai în vale, în afara porții. Și o să văd dacă îngheață apa. Că mie mi-e frig la dește acum. Eu cred că este totuși 1 grad, 0 grade, cred. Fulguie un pic. O să încerc să văd dacă îngheață apa. Dacă îngheață, scot microscopul afară și o să fac experimente cu apă sfințită, cu una alta, o să înregistrez alt video în caz că-mi iese treaba. Și cam asta e. Mă bucur că încă mai avem zăpadă, chiar să așa într-o stare de spirit foarte bună la ideea că totuși nu o să desfințeze. Nu o să se desfințeze asemenea resortul de schi datorită încălzirii vremii. Deci mașinării mari, astea sunt mari. Aici am fost cu tuburile, și fiul meu a fost aici, și fiicele mele au fost aici. Probabil că nu mai țin minte copiii, de am făcut, am mii de poze, mii și mii de poze. Sunt oameni care nu au o memorie foarte bună. Eu dacă mă uit la poze zic, oh, am fost și aici, aici, dincolo și dincolo. Și asta e pârtie de tuburi. Și te pui pe un tub din asta să-ți arăt aici, în caz când tu n-ai urmărit videourile mele, că ești nou pe canalul ăsta unde pun înregistrări. E un tub de cauciuc cu copertă și are sfoară și îl pui acolo pe gheață și te duci la vale și prinzi viteză. Și când te întorci, bine, asta este, pardon, asta greșesc, asta este unde vin apoi, deci te trage pe tub în sus, mecanic, e un motor care te trage în sus, de fapt pârtia e dincolo, adică ți-o arăt și pe aia închid. Pârtia este dincoace, ții tubul cu tine, îl tragi după tine, pui sfoara înăuntru, pui fundul acolo. Și asta e pârtia. De fapt, văd că sunt două. Și nu mergi mult, uite-l. Ia, și oamenii se învârt, se distrează și îi o altă aventură. Pentru cei care nu știu să schieze mai ales, uite, asta își face filmare în timp ce zboară cu tubul. Wow! Îmi face poftă. Da, astăzi deja știu ce fac, știu ce vreau să fac aici. Ia, ai o angajați, doi angajați care săraci stau acolo și îngheață fundul. Fac și niște bănuți, nu mult. Și au niște avantaje. Unii au, li se oferă o mică căbănuță unde locuiesc peste noapte sau în timpul sezonului și li se dă permis să schieze. Deci au aranjamente au permis de asta de sezon. Ei schiază când au chef. Și na, în general sunt tineri de ăștia care zic, băi, poți să trăiești cu 15 dolari la oră, 20 de dolari la oră, nu ca în oraș. Și chiria e asigurată și mai trece un sezon, o mai merg la schi, s-o mai distrat un pic, mai trece un an, se duc în alt sezon, vara, se duc în altă parte, că sunt ăștia care pot să călătoare, mulți nu sunt locali, deci mulți sunt din Noua Zeelandă sau din Australia. Aici e generatorul, de aia sună așa.
în Australia sau Noua Zeelandă și acolo e pe dos. Când la noi e vară, la ei e iarnă. Și cam așa, așa fac mulți. Eu dacă mă duc aici și vreau să iau bilet, de fapt, mulți recunoști că nu-s de aici. Vorbesc engleză cu accent ăla de Australia sau Noua Zeelandă. Ia să las pe ăsta cu mașina asta. Că aici e la vale și luneci și el, dacă n-are roți ca lumea, poate să scape controlul. Așa că eu am obligația și responsabilitatea siguranței mele. Uite, ăia de la, cu salvamontul, care la fel s-a angajat și au alte funcții. Ăia sunt meseriași pe schi, sunt foarte buni schiori, plus că au și condiție fizică în caz că trebuie să recupereze pe careva. O poveste mică, așa, ca apoi închid. Ia, aia merg cu huța. La un moment dat am mers să zbor parapanta. Și merg eu sus pe munte, nu pe ăsta, pe altul, că aici n-am voie să zbor. Aici am zburat vara, dar nu iarnă. Și merg eu să zbor și ajung sus pe munte și ălălalt cu care am mers era meseriaș, un tip care făcuse armata la forțe speciale, un nebun la cap. Și ăla a vrut el să mă ajute, dar până la urmă a văzut că nu pot și mi-a zis: băi, nu poți să te duci pe jos cu bocancii. Și dacă nu poți să schiezi cu rucsacul în spate, cu parapanta care e destul de grea, nu e în spate, păi poți să le zici la ăștia să dea o tură jos. Și zic: băi, dar mie, cum să spui la ăștia să te ia jos, că e jenant. Și zice: aia nu e problemă, că spui că te-ai rănit. Și apoi ei știau cu targa. Zic: serios? Și zic: nu, las că mă duc pe jos. Și zice: nu, că sunt 16 km de mers pe drum forestier de ăsta pe iarna. Și drumul forestier, de fapt, iarna acum a folosit ca și pârtie de schi. Și zic: nu, dar mă duc pe jos. Eu eram brav, că nu știam, deci aveam schiurile cu mine, dar nu știam cum să merg cu schiurile, că atunci eram începător. Și uite, asta este celălalt telescaun. Și zic că mă duc. Și el s-a dus, s-a zburat. Și eu acum sunt de unul singur acolo. Și acum zic: o iau la picior. Și am început să merg jos și să încet, încet, dar pe toți scufundam, că era zăpada bătătorită de utilajul ăla, cum ți-am arătat mai devreme, jos. Dar pe muntele ălălalt au alt utilaj, dar tot la similar. Și, da, intri cu bocancii, te scufunzi. Și merg și tot mă scufund până la genunchi și tot așa. Și m-au văzut ăștia de la Salvamont și zic, vine unul la mine și zice: băi, ce se întâmplă, ai nevoie de ajutor? Zic: nu, că... Dar nu puteam să-i zic povești că am vrut să zbor și nu pot. Zic: da, am încercat să zbor, dar uite, mă doare în genunchi, nu pot să schiez. Deci n-am vrut să-i zic că, băi, eu nu știu să schiez ca lumea, că mi-era rușine. Și zic: ia, uite, te duc eu jos. Și zic: băi, cum adică mă duci tu jos? Și da, nu-ți face problemă că n-am să te părăsc la prietenii tăi. Că și-o dat seama că mi-e rușine să zic că nu știu să schiez. Și ok, a venit ăla cu targa. Cu targa de asta roșie, lungă, cum ai văzut una mai devreme acolo. Și m-a pus înăuntru. Bine, era mai îngust un pic. M-a pus înăuntru. Nu m-a legat, dar aveam rucsacul în spate. Băi, și o mers ăsta la vale, el era în față și mergea pe schiuri și mergea pe... și ba pe pârtii, ba pe drum, dar de ăsta, deci pe pârtie, deci nu mai era drum. Drumul e vechi, vara e activ, drumul iarna e pârtie. Băi, și mergea ăla cu o viteză,
cu mine la vale și am dat lacrimi de emoție. Deci când am văzut ce meseria și individul ăla, ce meserie să ducă pe unul în target, și nu eram accidentat, eu pur și simplu stăteam acolo și de acum eram impresionat de cât e de meseriaș și ce aventură am putut să am. Să mă duc prin pădure, pe lângă pârtii, până pe... îți spun, n-aveam cuvinte, nici acum super impresionat și acum numai la memoria aia și n-am avut un telefon, n-am avut nimic ca să înregistrez, plus că trebuia să mă țin, trebuia să-mi țin și rucsacul, îl țineam pe picioare și schiurile și nu eram legat. Și nelegat fiind și tot nu m-am răstogolit. Bă, ce meserie era individul ăla. Și m-au dus până la vale undeva, nu de tot, dar până unde a putut să iau telefericul. Telecabina și i-am zis, băi, nu știu cum să-ți mulțumesc. Și nu sunt o problemă, nu, nicio problemă, știi? Și zic, ok, știi care e treaba? E okay, mă simt așa de îndatorat, dăm numărul de telefon sau cum să... și să-ți iau ceva. Și zice, nu, nicio problemă. Și am insistat și mi-a dat numărul de telefon al lui Gagica lui. Și m-am dus, i-am luat un cartel de asta de cadou de la un magazin de asta de alcool. Uite, pasăre faină aici. Unde e? Unde ești, mă? Unde ești, mă? Nu o văd în telefon. Unde e? Dacă nici nu o văd. Hei, sau, hai, unde ești? Nu acolo. Oh, cred că e acolo. Ah, uite-o, o văd. Și... i-am luat un certificat ăsta de cadou ca să-și ia singur ceva de băut. M-am dus la... am dat telefon, mi-a dat gagica lui, mi-a dat adresa, i-am dat lui aia, i-am mulțumit din inimă, așa eram de impresionat, știi? Și pe aia am vorbit cu schiorul ălalt, cu pilotul ălalt, care de fapt zburase, și i-am zis, uite, m-a ajutat tu, nu? Și zice, ce bine că te-a ajutat. Și zic că i-am dat ceva de băut și s-a enervat ăla, zice, băi, cum să-i dai ceva de băut, că ăla deja primește bani pentru așa ceva. Și zic, da, era din suflet, că a făcut un efort suplimentar. Și zice, nu, să nu faci așa ceva, că ăștia înseamnă că el ia și de colo și de la tine și nu. Și zic, băi, dar ce ciudat și ăsta, și ăsta de la care respectă legea, nu degeaba a fost soldat, știi, adică de ăștia îndobitoșiți ca să meargă după regulile patriei. Și eu care vin din Europa, știi, și gândesc altfel, a rămas așa neplăcut, surprins de atitudinea ala legată de felul cum am vrut eu să mulțumesc. Adică nu era șpagă să-i dau lui ăla șpagă să mă ajute, să mă duc jos. Deci m-a ajutat și după aia puteam să mă doar în fund, să zic, băi, gata, mi-am făcut treaba, am plecat. Nu, eu am avut inima neîmplinită dacă nu îi dădeam ceva semn de mulțumire, cum se numește când te duci și dai la biserică sau la templu o ofrandă în semn de mulțumire. Că asta e ideea cu ofrandele la biserică. E semn de mulțumire să dai ceva de la tine, ceva care nu dai degeaba. Mai ales când era pe vremuri să oferea un cal, o vacă, sau o vacă, un vițel, o vacă, un berbec, ca o ofrandă, ca să arăți la Dumnezeu că da, din puținul care îl ai, atâta de mult vrei să mulțumești pentru ce ai, că dai și din acel puțin. Da, te las cu ideea asta și mă duc să văd dacă mi-am înghețat apa aici. Vorbim, pa, pa!